Am avut o seară frumoasă cu multă muzică, închinată Domnului, și dacă nouă ne-a trecut prin cap că este greu să o ascultăm, imaginați-vă cât de greu le-a fost lor ca să o pregătească și să o cânte. Vrem să le mulțumim fraților noștri pentru efortul lor, vrem să mulțumim formațiilor, grupurilor și dirijorilor. Acelora care au cântat în seara aceasta și acelora care au cântat duminica trecută la primul concert, ne bucurăm de ei, de râvna lor, de profesionalismul lor, de pasiunea lor, de organizarea lor. Dumnezeu să-i răsplătească și să-i binecuvinteze. Vrem să ne exprimăm recunoștința și pentru grupul de surori care au pregătit masa pentru musafirii noștri de la Nashville, și de asemenea pentru copiii de la școala duminicală și învățătorii lor care ieri au colindat. Mulțumim pentru toate activitățile acestea. Noi credem că sunt făcute în cinstea Domnului și pentru bucuria poporului. Ele reflectă unitatea și viziunea pe care Domnul ne-a dat-o și ne bucurăm pentru toate aceste lucruri. Acum, dragii mei, după timpul acesta de 2 ore și jumătate, probabil că ne gândim să mergem acasă. Gândul nostru este bun, dar nu-i vremea potrivită. Aș vrea să citesc din Cartea Domnului câteva versete și să vă spun câte ceva. Întotdeauna când oamenii lui Dumnezeu s-au întâlnit, au vorbit unii cu alții. În seara aceasta o să facem la fel. O să citesc 3 versete din Matei, capitolul 2, din contextul în care magii au mers la Ierusalim să se închine împăratului de curând născut. Nu am de gând să vorbesc despre întâmplarea aceasta, ci doar despre ceva anume din această întâmplare. Știu că o să vă facă bine dacă o să vă ridicați puțin în picioare. Vă rog. Matei, capitolul 2. Versetul 9, 10 și 11. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră înrăsălit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Amin. Mulțumesc frumos! Reocupați-vă locurile, dragii mei! Suntem în luna decembrie, în ultima lună din anul 2013. Foarte mulți oameni s-au născut și au murit în anul acesta. Suntem în contextul sărbătorilor de iarnă. Crăciun, anul nou, nașterea Domnului, trecerea într-o nouă perioadă de timp numită anul 2014. Și ne-am întâlnit să ascultăm cântări de laudă, să cântăm noi înșine, să ne rugăm și să ascultăm predici din Scripturi. Acestea sunt lucruri, sunt practici, sunt atitudini des întâlnite în istoria umanității. Creștinismul, de fapt, pune în evidență aceste acțiuni ca o manifestare a credinței față de Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre oficiile Mântuitorului întrupat. Dumnezeu a lucrat în Vechiul Testament prin profeți, prin preoți, judecători, împărați și în Noul Testament prin apostoli. Ca să definim puțin termenii, trebuie să afirmăm faptul că rolul profetului era să-L prezinte pe Dumnezeu oamenilor, descoperind care este voia Lui pentru ei. Atunci când vorbim despre preot, trebuie să spunem că rolul lui era să-i prezinte pe oameni lui Dumnezeu, cerând iertare pentru păcatele pe care ei le-au făcut. Atunci când vorbim despre judecători, vorbim despre persoana care este chemată să împartă dreptatea, să pedepsească pe vinovat și să achite pe nevinovat. Când vorbim despre împărat, spunem că rolul lui este să conducă poporul lui Dumnezeu după legile și rânduielile Domnului. Atunci când mergem în Noul Testament și vorbim despre apostoli,
Observăm că rolul lui este să fie trimis cu o misiune specială. Rolul lui este să meargă cu o misiune specială. Fiind în preajma sărbătorilor întrupării Mântuitorului Iisus Hristos și încercând să înțelegem mai bine motivele pentru care El a venit pe pământ, oficiile pe care El le-a purtat și le-a adus, le-a împlinit, citim în Scriptură în 2 Timotei capitolul 1 cu 10 că Mântuitorul nostru care ne-a nemicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie, aflăm faptul că El a venit între noi, în primul rând ca marele profet, apoi ca marele preot, apoi ca marele judecător, ca marele împărat și ca marele apostol. Acestea sunt câteva, e drept, cele mai mari și importante oficii pe care Mântuitorul le-a avut atunci când a venit pe pământ. Au existat mulți profeți, dar n-a fost niciunul ca el. Au existat mulți preoți, judecători, împărați și apostoli, dar nici unul nu s-a putut compara cu el. El a fost marele. Aș vrea să privim împreună în Scriptură și în Ioan, în capitolul 1, versetul 9, să spunem și versetul acesta care afirmă faptul că lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Care lumină? Lumina pe care Dumnezeu a pus-o în aceste oficii, care culminează cu manifestarea lor în persoana lui Dumnezeu, făcut om în formă de copilaș. Hristos n-a fost un baby. Sigur că El s-a născut ca un baby, trebuia să fie mic. Dar El nu a venit în lume să fie un baby. El a venit în lume ca Dumnezeu. Și metoda lui Dumnezeu a fost aceasta. Scopul meu în această seară este să vorbesc despre oficiile Mântuitorului și să spun câte ceva despre fiecare dintre ele. Este important să știm de ce a venit Iisus la noi. Este important să știm ce a schimbat venirea Lui. Este important să știm faptul că Dumnezeu se uită la noi prin El, diferit de înainte să vină El. În fața lui Dumnezeu eram doar niște păcătoși responsabili de păcatele noastre. N-aveam nicio șansă să ne ascundem de El. A venit și s-a așezat între El și noi. Și Dumnezeu ne vede pe noi prin El, iar noi îl vedem pe Dumnezeu tot prin El. Este la mijloc, împăcând lumea cu Dumnezeu. Oficiile Mântuitorului Iisus Hristos. Iisus, marele profet. În Deuteronom, în capitolul 18, versetul 15, citim faptul că Dumnezeu se adresează lui Moise, unul dintre marii bărbați ai Vechiului Testament. Și Dumnezeu îi spune următorul lucru: Eu voi ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc. Și la rândul lui Dumnezeu, inspirându-l pe Moise, acesta vorbește și rămâne scris în a cincea carte a Bibliei cuvintele acestea. Și Moise spune poporului: Dumnezeu va ridica un proroc ca mine. De El să ascultați, să ascultați de El. Această profeție a fost făcută cu aproximativ 1400 de ani înainte ca să se împlinească și Mântuitorul să se nască, să se întrupeze printr-o fecioară. După Moise a urmat o succesiune de profeți, profeții numiți de noi mari și mici. Printre ei au fost cei mai remarcabili, Isaia, Ieremia, Ezechiel, însă la sfârșit a venit Hristos, așa cum scrie în Evrei, în capitolul 1, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin profeți, în multe rânduri și în multe chipuri, în multe metode. Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. La sfârșit de tot a venit El, a venit Fiul. A venit ca cel mai mare profet. Și ce nu a reușit să ne aducă Isaia, Ieremia și Ezechiel, ne-a adus Hristos. Ce n-au reușit să descopere aceștia, să reveleze aceștia, să ne explice aceștia, a venit El și în El este îngrămădită, este pusă, este așezată toată dumnezeirea. El este marele profet. El a venit să-L descopere pe Dumnezeu. El a venit din prezența lui Dumnezeu. El este singurul care L-a văzut pe Tatăl. El știe ce să ne explice despre Tatăl. El știe cum să-L prezinte pe Tatăl, pentru că vine din prezența Sa. Este așa ușor să povestești despre copilul dumitale cu care stai în casă. Știi să povestești tot ce spune, tot ce face, pentru că-L vezi tot timpul.
Mântuitorul a fost destul de asemănător cu Moise și niciun alt profet din istoria lui Dumnezeu nu s-a asemănat așa de mult nici cu Moise, nici cu Domnul Iisus Hristos. Spre exemplu, amândoi au fost scăpați de la moarte când au fost copii. Amândoi au fost profeți. Amândoi au făcut multe minuni. Amândoi au fost doi mari lideri. Amândoi au avut rolul să intermedieze, să mijlocească între Dumnezeu și oameni. Amândoi au scos poporul din robie. Moise a scos o națiune de sub robia egipteană. Mântuitorul Iisus Hristos a scos umanitatea din păcat, din robia păcatului, de sub autoritatea diavolului. Există multe asocieri de genul acesta între persoana lui Moise, unul dintre profeți, și între Domnul Iisus Hristos, marele profet. Dacă nu ar fi venit El, nu am fi avut Noul Testament. Iar Vechiul Testament, plin de legi, de ritualuri, de ceremonii, ar fi fost greu de înțeles, mai ales de noi neamurile, care nu ne-am născut în sinagogă, cu Tora în mână, nu am mers la templu, nu am văzut închinarea, nu am văzut preoții, nu am văzut încăperile templului. Dar când a venit Hristos, El a interpretat Vechiul Testament prin Noul Testament. El a adus desăvârșirea înțelegerii lui Dumnezeu între noi. Apoi Iisus Hristos a venit ca mare preot. În Evrei, în capitolul 2, versetul 17, se vorbește despre asta. Atunci când Scriitorul spune, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos. Nu se spune niciodată în Scriptură că marele preot a fost milos, dar despre Hristos se spune că a fost marele preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. A ispăși înseamnă a recupera sau a răscumpăra prin suferință. Niciodată un preot nu a suferit pentru ispășirea păcatelor poporului și suferea animalul pe care el îl jerfea. Diferența a fost faptul că în timp ce preoții din Vechiul Testament aduceau jertfe animale pe care le sacrificau, Hristos a adus pe sine jertfă și el a acceptat să fie sacrificat. A avut tentativa să se retragă atunci când s-a rugat spunând, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, nu cum vreau eu. Hristos pur și simplu și-a neglijat voința, și-a neglijat intențiile, și-a neglijat tendințele, și-a neglijat dorințele, pentru că a venit în lumea aceasta să trăiască pentru ceva mult mai mult decât aceste lucruri. A venit să trăiască pentru noi. Să facă ce era bine pentru noi, nu ce era bine pentru el. Pentru el ar fi fost bine să nu meargă la Golgota, să nu experimenteze existența umană, să nu fie pălmuit de aprozii marelui preot, să nu fie neînțeles și îmbrâncit de pe sprânceana muntelui, să nu-i vadă pe oamenii cărora le-au făcut bine, că sunt atât de egoiști, de orgolioși și de răi cu el, să nu-i vadă pe preoții care învățau pe oameni să iubească și să ierte, că sunt așa de răi, plini de ură și răzbunare, dar a trebuit să vină. Dacă El n-ar fi venit, noi nu am fi fost aici. Unii dintre noi am fi fost beți în această seară, alții ne-am fi încăierat cine știe cu cine pe undeva. Dar El a venit și viața noastră s-a schimbat. Avem o altă perspectivă, avem un alt viitor, ne petrecem timpul altfel și sărbătorile, prioritățile noastre sunt diferite. Am învățat să ne rugăm, n-am știut să ne rugăm. Am învățat să cântăm, dar nu dorului și nu aventurilor, ci lui Dumnezeu care ne iubește. A venit la noi ca un mare preot milos. N-a venit să omoare un animal sau un șir de animale. Pur și simplu a acceptat ca El însuși să fie sacrificat pentru noi. A avut tendința să scape, dar s-a răzgândit. Știa că dacă scapă El, nu mai scăpăm noi. Și a avut de ales între El și între noi. Când eu am aflat lucrurile acestea, am fost foarte emoționat. Mi-am dat seama că asta caută orice muritor, să fie iubit de cineva fără limită. Nimeni nu te iubește fără limită în lumea asta. Orice om îți va spune într-o zi, m-am săturat de tine, m-a enervat destul, nu mai suport să sport povara. Dacă Dumnezeu ar fi spus o singură dată așa despre mine,
M-aș fi descurajat să-l mai caut și să-l mai urmez. Nu l-am auzit niciodată spunându-mi că s-a săturat de mine. Mi-a trecut prin cap de mii de ori că s-a săturat de mine, dar el nu mi-a spus asta niciodată. Nu m-a lăsat să cred că s-a săturat de mine, ci pur și simplu m-a lăsat să înțeleg că mă iubește, că îmi dă o a doua șansă, că îi pasă de mine, că mă înțelege atunci când nici eu nu mai m-am înțeles. Un mare preot milos, cel mai dur bărbat din lume, va fi emoționat când va înțelege mesajul acesta. Noi toți avem nevoie de iubire, ceva ce nu putem cumpăra. Marele preot milos care a venit la noi, el este singura persoană care a putut fi Mântuitorul, pentru că nu a avut păcate personale. Mântuitorul trebuia să nu aibă păcate personale. Cine nu are păcate personale? Aaron a avut păcate personale, cei doi preoți ai Vechiului Testament. Orice judecător, orice împărat, orice profet, orice preot a avut păcate personale. Unul singur în istoria umanității s-a născut fără să aibă păcatul adamic. Și acesta a fost Hristos, născut doar din sămânța femeii, cum a spus Dumnezeu, cum a anticipat profeția divină în Geneza 3:15. El a venit prin fecioară, fără împreunarea cu un bărbat. El nu s-a zămislit în pântecele unei femei sub incidența păcatului adamic, care unul singur l-ar fi oprit să fie Mântuitorul, pentru că în fața lui Dumnezeu ar fi fost incompatibil. Dar el a fost la modul absolut sfânt, fără niciun păcat. El este singur în stare să fie Mântuitorul oamenilor. Ce mult mă doare faptul că astăzi preoții pretind că pot ierta păcatele și spun că biserica poate astăzi ierta păcatele. În ce fel poate un om care a făcut un seminar teologic să ierte păcatele cuiva? De ce oamenii se fac vinovați de blasfemia, de a-și asuma autorități pe care nu le au? Unul singur a murit pentru mine și pentru dumneata. Unul singur a ezitat spunând: Tată, dacă este cu putință, mă retrag, găsește o altă soluție, dar dacă nu mă duc... Acela este Hristos. El s-a zvârcolit pe cruce pentru dumneata, pentru păcatul acela în care ai căzut, în care ai alunecat, ai vrut să te oprești și n-ai putut. Ai zis: nu mai fac altă dată, și te-ai dus din nou. Pentru toate nelegiuirile acestea a venit El aici, ca să stea între noi și Dumnezeu și să ne ierte. Altfel era vai de noi, ne-ar fi urmărit mânia lui Dumnezeu și ne-ar fi găsit. Și n-am fi scăpat niciodată până nu ne-am fi ispășit toate păcatele, murind în focul cel veșnic al iadului. El a venit să ne spună cine este Dumnezeu, mai mult decât Isaia, Ieremia și Ezechiel. El a venit să-i spună lui Dumnezeu cine suntem noi, mai mult decât Aron și Melchisedec. El a spus: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Recunosc că n-am știut ce fac. Mi s-a părut că sunt grozav, că trăiesc fără autoritatea și exigența părinților mei și că pot face ce vreau cu tinerețea mea. Am făcut lucruri urâte în tinerețea mea, pentru că n-am avut mamă și tată care să mă constrângă și să mă pedepsească pentru nebuniile pe care le-am făcut. Acum îmi dau seama că un om fără autoritate este un om nefericit. Cei mai nefericiți oameni din lume sunt oamenii care nu au cui să dea socoteală în viață și pur și simplu fac ce vor. Când oamenii fac ce vor, fac prostii. Uitându-ne în cartea lui Dumnezeu, este ușor să observăm că Domnul Iisus Hristos a venit să moară. El a murit pentru păcat odată pentru întotdeauna. El nu a adus o jertfă, El s-a adus pe sine jertfă. Aceasta atrage respectul oricărui om. Poate să nu-ți pese de religie, dar când afli ce a făcut El pentru tine, dintr-o dată te emoționezi. Dintr-o dată accepti că nu mai poți trăi fără El. De ce a făcut El asta pentru mine și pentru tine? Ce datorie a avut Dumnezeu la noi? În ce fel l-am obligat noi? Pur și simplu n-am meritat asta, a făcut-o doar pentru că ne iubește. Și dacă atât de mult ne iubește, nu mai vrem să trăim fără iubirea Lui. Pentru că iubirea aceasta ne dă valoare, ne dă demnitate și ne dă neprihănire. Ne dă viață veșnică, mărit să fie Domnul. În al treilea rând, Iisus este marele judecător.
Cuvântul spune în Faptele Apostolilor, capitolul 10, 2 versete 42 și 43, Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu să fie judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Biblia spune că existența umană trece dincolo de experiența biologică. Și în Evrei, capitolul 9, Scripturile spun: după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după aceea vine judecata. Moartea nu pune capăt existenței noastre, ci moartea este trecerea într-o altă dimensiune a existenței, veșnică. Și trebuie să mergem în fața lui Dumnezeu să dăm socoteală de ce am făcut în vremelnicia aceasta umană. Însă Dumnezeu ne explică prin Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 31 și 32, despre principiile judecății. Și ne spune că atunci când Hristos a venit în lume, a luat judecata din mâna lui Dumnezeu, în mâna sa, și ne-a dat nouă privilegiu să ne judecăm singuri. Și ne-a spus următorul lucru, așa de riscant mi se pare ce a spus Dumnezeu pentru el: dacă vă judecați singuri, eu nu vă mai judec. Când am aflat lucrul acesta, așa de mult m-am bucurat, pentru că Dumnezeu m-a lăsat pe mine să-mi identific vinovăția, să mă simt vinovat și responsabil față de ea, și în momentul în care mă declar vinovat și spun sunt obligat să accept pedeapsa pentru asta, în momentul acela Dumnezeu îmi iartă păcatul acela. Acesta e modul de a scăpa de un păcat pe care l-ai făcut, să-l mărturisești și să-l părăsești. Dacă te judeci singur, Dumnezeu nu te mai judecă. Dacă nu, va apărea pe scena vieții tale Mântuitorul Iisus Hristos, care te va judeca prin pedepse omenești, ca să-ți atragă atenția și ca să te invite să meditezi la viață și să nu mai trăiești singur. Dacă nici asta nu ți este suficient, va apărea pe scena eternității Dumnezeu Tatăl, care pur și simplu, la judecata veșnică, va spune: du-te de la mine, blestematule, în focul cel veșnic. Pentru că pur și simplu ți-a epuizat soluțiile oferite de cer ca să fii iertat. Ți-a dat dreptul să-ți rezolvi problema și ai râs și ai disprețuit. L-a oferit pe Hristos ca să apară pe scena vieții dumitale și să te constrângă prin experiențele de suferință ale vieții. Și ai rezistat cu stoicism, dar din nefericire ai rezistat împotrivindu-te lui Dumnezeu. Și atunci a mai rămas o singură soluție, iadul cu remușcarea veșnică. Hristos este judecătorul. Hristos a murit și în moartea Lui Dumnezeu ne-a judecat pe noi. Acest principiu este explicat de Scriptură. În al patrulea rând, Iisus este Marele Împărat. Citim în Scriptură următoarele cuvinte: a doua zi o gloată mare care venise la prasnic, când a auzit că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de finichie, au ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Împăratul Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Toți liderii lumii i-au condus pe oameni spre anumite obiective. Singurul Hristos i-a condus pe oameni spre cer. Niciun împărat n-a condus pe oameni spre cer, ci doar înspre un anumit obiectiv, bun sau rău. Hristos, când a venit ca Marele Împărat, El i-a condus pe oameni spre cer. Scriptura spune: împărăția mea nu este din lumea aceasta, a zis Iisus. Dacă împărăția mea, El vorbea cu un împărat al vremii, cu un guvernator, dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu e de aici. Și Pilat a zis: înseamnă că un împărat tot ești. Și Hristos a spus: da, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut. Pentru asta am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă de glasul meu. Ioan, capitolul 18, versetele 36 și 37. După ce a murit și a înviat cu autoritate de împărat, Hristos spunea: Iisus s-a apropiat de ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată și în cer și pe pământ. De ce te temi în anumite experiențe ale vieții dacă El are toată puterea? De ce te sperii? De ce ești frustrat că nu ești mai frumoasă sau mai înaltă sau mai slabă?
El are toată puterea. Lui ar fi așa de ușor să te facă cum vrei, dar nu ai nevoie de treaba asta. Dumnezeu te-a lăsat așa pentru că în suveranitatea sa, în grădina lui sunt multe flori. Nu toate miros la fel, nu toate arată la fel, dar fiecare floare are parfumul ei. Fiecare floare are frumusețea ei. Am observat trăind printre oameni că sunt persoane care le plac o anumită categorie de flori, însă altor persoane le plac alte flori. Am văzut în familia mea, lui Carmen îi place o anumită floare, fiicelor mele le plac alte flori. Și m-am gândit, de ce oamenii sunt așa de diferiți? Dumnezeu are dreptul să facă dintre fiecare dintre noi o floare. Noi ne temem doar pentru că uităm că El are toată puterea în cer și pe pământ. El este un împărat veșnic. El nu are niciun adversar. El este Domnul domnilor. În mâna Lui există toată autoritatea. Ar fi putut să dea la o parte necazul în care ești astăzi, dar necazul acesta te va face răbdător și înțelept. Necazul acesta te va dezvolta duhovnicește. Necazul acesta te va apropia de Dumnezeu. Ai nevoie de experiența aceasta. Dumnezeu folosește metoda aceasta pentru că omul este o ființă care, trecând prin experiența suferinței, acceptă să se îndoaie, să se aplece și să se corecteze. Omul este o ființă complicată. Este cea mai complicată ființă. Mereu spun aici în adunare că un animal sălbatic, dacă nu este foame, nu te sfâșie, fuge de om, te ocolește. Și tigru să fie, un leu. Dar omul sătul sau flămând se apropie și te sfâșie, mai mult sau mai puțin, într-un fel sau în altul. Îți sfâșie reputația, sfâșie familia, te agață într-un fel, te rupe într-un fel, te sfâșie într-un fel, pentru că aceștia sunt oamenii. El este marele împărat, El guvernează în cosmosul acesta. Situația prin care trece este cunoscută de El, este în mâna lui Dumnezeu. El a cântărit-o să nu fie niciun pic mai grea. Știu că dacă ești cu ochii după bani, ți se pare că ești sărac și ești frustrat. Ascultă-mă, nu ești sărac și nu trebuie să fii frustrat. Asta este numai o obsesie care te face rob. Este numai o obsesie care, prin comparație cu visul dumitale, un vis nepermis, spui că vrei să ajungi în cer și ești lipit de pământ, iubești pământul. Și când scântări, Doamne, n-am aur și argint, vino, ia-mă! Ești sincer când spui asta? Vorbeam astăzi cu un grup de frați la masă și spuneau, în adunare cântăm cântări, vino Doamne și ia-mă, și când avem o gripă, înghițim pastile cu pumnul. Nu sunt împotriva medicamentelor și eu iau medicamentele și eu mă duc toată ziua la doctor. Dar obsesia pentru lucrurile acestea spune de fapt că noi ne jucăm cu propriile noastre priorități. Ascultați-mă, dacă noi credem că și aici e Dumnezeu și dincolo e Dumnezeu, atunci nu mai are nicio importanță unde stăm cu Dumnezeu. Știu că afirmația mea este greu de digerat, dar nu e a mea. Scriptura spune asta. Noi într-o zi vom pleca de aici și e normal să plecăm. E la fel de normal ca atunci când am venit. Hristos este împărat. Dacă tot timpul îți voi pune în minte următorul lucru, în cer El are toată puterea, îngerii se apleacă în fața Lui. Îți imaginezi sala tronului plină de slavă? Și Dumnezeu stând pe tron și mantia lui Dumnezeu revărsându-se, atârnând peste tron și umplând sala tronului, și un număr nelimitat de ființe cerești cântă slavă, 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 sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Ei bine, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru. N-are nicio limită, absolut nicio limită. Verbul a putea sau a nu putea nu există în prezența lui Dumnezeu. Dacă ai crede lucrul acesta, nu te-ai mai teme. De aceea El a spus puțin credincioșilor. E o problemă de credință când te temi. Nu e o problemă de automatism. Nici de instinct de conservare, pe lângă faptul că acesta este real. Aș vrea să mă apropii de încheiere. A fost o întâlnire mai lungă în seara aceasta, dar așa e la Crăciun. E doar o dată pe an. Iisus este marele apostol. O să citesc din carte, Evrei 3:1. De aceea, frați ființi care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus, care a fost credincios, celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu.
Isaia explică ce s-a întâmplat în timp ce a avut viziunea din templu. Am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. El a zis, du-te și spune poporului acestuia. Isaia are revelația aceea, are vedenia aceea în templu. Și templul este plin de slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu stă pe tron ca marele împărat. Și un număr infinit de ființe cerești, serafim, care aveau 6 aripi, cu 2 și acopereau capul, cu 2 și acopereau picioarele și cu 2 zburau și spuneau, Sfânt, Sfânt este Domnul. În această atmosferă, profetul lui Dumnezeu s-a simțit murdar, mizerabil și a spus, Doamne, sunt un om cu buze necurate. Și imediat, cunoscându-i gândurile în eternitate, în dimensiunea aceea necunoscută de noi, a venit un înger și a atins buzele și a spus, să nu mai spui că ești curat, că ești necurat, te curățește Dumnezeu. Și revelația lui Dumnezeu continuă și atunci Isaia spune, mă duc, trimite-mă. Și Dumnezeu îi spune următoarele cuvinte, du-te la poporul acela și spune-i următoarele cuvinte. Vreau să știți că Isaia a spus ce a spus și nimeni nu l-a băgat în seamă. El n-a reușit să schimbe lumea, nici Ezechiel și nici Ieremia. Pentru foarte multe popoare, acești profeții al lui Dumnezeu sunt necunoscuți. Să atunci când a venit Iisus Hristos, El a schimbat lumea. El ne-a schimbat pe noi. Mai țineți minte cum arătați înainte să-L cunoașteți pe El? Înainte să vă dați viața Lui? Înainte să semnați pur și simplu un cec în alb? Că orice vrea să faci, faci fără să spui da sau nu. Că unde te trimite, te duci. Uitați-vă la oamenii ăștia care au venit, au adus daruri. Au adus 3 daruri, au avut o atitudine și o acțiune. Vorbesc despre cele 5 oficii. Biblia ne spune că au fost trimiși și s-au dus. Este simbolul apostoliei. Asta înseamnă apostol. Să te duci pentru că ești trimis. Nimeni n-a reușit să facă asta la nivelul lui Iisus Hristos. S-a întrupat printr-o domnișoară, printr-o fecioară, printr-o fată tânără care nu știa de bărbat. A fost o minune ca să atragă atenția umanității asupra lui și ca să poată fi mântuitor, ocolind păcatul adamic, dar și pe cel înfăptuit în mod personal. Și oamenii aceștia au fost trimiși și au venit. Apoi s-au aruncat cu fața la pământ și acesta este simbolul judecății. Hristos, marele judecător, când omul se aruncă cu fața la pământ, el își exprimă vulnerabilitatea, neputința, lipsa meritelor și vinovăția. Când se aruncă cu fața la pământ, se face una cu pământul, cu pământul din care a fost luat. Și cu alte cuvinte spune, Doamne, în timp ce lovește cu palma în pământ, nu-s mai bun decât pământul ăsta din care m-ai zămislit. Asta este simbolul judecății. Apoi, au scos din visteriile lor, din locul unde țineau în brâiele lor sau poate în ceva ce aveau în mână, au scos smirnă, acesta este simbolul profetului. Au scos tămâie, acesta este simbolul preotului. Și au scos aur, acesta este simbolul împăratului. Când oamenii aceștia au venit, acești magi, noi spunem că au fost 3, Biblia nu spune câți au fost. Însă oamenii aceștia au purtat simbolurile oficiilor Mântuitorului Iisus Hristos. Dragii mei, eu știu că noi credem în aceste lucruri, știu că le spunem altora, știu că ele sunt în inima noastră. Știu de asemenea că un om nu poate să trăiască întotdeauna la intensitatea unei emoții mărețe. Știți cine poate să încerce o emoție specială în seara asta? Cine este la primul Crăciun într-o biserică evanghelică. Dar cine are mai multe Crăciunuri într-o biserică evanghelică, știe totul dinainte ce se va întâmpla, anticipează predicile, mereu aceleași texte, mereu aceleași predici, chiar dacă le spun când unii, când alții, mereu aceleași cântări. Și suntem tentați să înțepenim și să uităm ce a făcut El față de noi. Nu vrem să ne folosim voința, să ne zvâgnim din această atmosferă de rutină și să acceptăm faptul că pe El a durut așa de mult să facă ce a făcut. Dar tot ce a făcut, a făcut pentru că ține la noi. Și a fost conștient că dacă nu face El lucrurile astea, nu le mai face nimeni. Oricât de bun a fost Moise, nu m-ar fi putut mântui. Oricât de mare a fost Aron, n-ar fi putut rezolva problema păcatelor mele. Oricât de grozavi au fost cei 12 apostoli, n-ar fi putut să-L înlocuiască pe Iisus Hristos.
oricât de mult m-aș judeca eu și oricât de trepte aș urca eu în genunchi, dacă n-ar fi murit el pentru mine, aș fi rămas un om păcătos. În această seară, la vârsta aceasta aici cu dumneavoastră, frații mei și surorile mele, mi-aduc aminte de oficiile lui Iisus Hristos. Mi-aduc aminte de faptul că a venit să fie marele profet, adică să-mi spună mie cum este Dumnezeu. 2 ani și jumătate am postit pentru bunica mea care a murit după ce m-am convertit și am crezut că Dumnezeu iartă păcatele ei chiar dacă a murit, pentru că nu știam. Însă citind cartea aceasta care conține cuvintele lui, am aflat că oamenii pot face păcate doar în viața aceasta și doar în viața aceasta le pot fi iertate păcatele. Dacă au murit cu păcatele neiertate, nimeni și absolut nimeni nu mai poate să facă nimic și absolut nimic ca să fie iertați. Și mi-am dat seama că am postit 2 ani și jumătate ca o consecință a necunoașterii mele. Dar El a venit să mă învețe. Și în cartea aceasta sunt cuvintele Lui. Ori de câte ori îmi fac timp să citesc în cartea aceasta, este expresia respectului meu pentru cuvintele care au ieșit din gura Lui. Nu e o corvoadă să citesc cartea asta. Dacă îl iubești pe El, atunci îți găsești plăcerea să-L mai asculți odată ce spune. Apoi, El a venit ca mare preot. El a stat în fața lui Dumnezeu și a spus: iartă-L, Tată, iartă-L. Dacă El n-ar fi spus asta, Tatăl nu m-ar fi iertat. Pentru că nu meritam, nu merit nici acum. Dar El a stat între mine și Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu ar fi fost atât de puternică față de mine, care eram un om vinovat și păcătos. Toate păcatele mele astăzi au fost așezate pe umerii Lui. De aceea a fost părăsit de Tatăl pe cruce. Și la sfârșit, când a murit, a spus celebrele cuvinte: Tetelestai, misiune îndeplinită. Astăzi sunt un om iertat. Când veți auzi că am plecat acasă, să nu-mi plângeți de milă. Dacă vreți un pic să-mi plângeți de milă, să-mi plângeți acum. Pentru că uneori sunt bolnav, alteori am lipsuri, alteori mă simt singur, uneori sunt supărat și amărât. Acum sunt puțin vrednic de milă dumneavoastră, dar când voi ajunge la El și voi fi ca El, nu mai merit mila nimănui și nu mai am nevoie de ea. Acolo nu o să mai mă doară nimic, acolo nu o să mai tușesc, acolo nu o să am datorii pe care nu le mai pot plăti, acolo nu o să mai am o soție care a trecut prin experiența cancerului, acolo nu o să mai am nicio problemă. Aici am probleme, aici mă lupt cu ele ca și dumneavoastră, doi muritori. Dar El a venit ca să rezolve problema noastră. Oficiul acesta este soluția mea. Oficiul acesta îmi dă mie speranță și bucurie. Dacă n-ar fi existat aceste cuvinte pentru sufletul meu, nu mai aveam nicio plăcere în viața asta. M-am săturat de toate promisiunile oamenilor. Dacă n-ar mai fi fost El să-mi spună să fac lucrurile acestea, nu le-aș mai fi făcut deloc, pentru că am obosit de mult. Dar motivația că tot ce fac, fac pentru numele Lui, și tot ce faci, faci pentru numele Lui, te-a adus din nou aici. Aceleași cântări, aceeași slujbă, aceleași osteneli, aceeași colectă. Și faci lucrurile acestea fără să obosești, doar pentru simplu fapt că în mintea dumitale e credința puternică că Dumnezeu îți găsește plăcerea în ceea ce faci și ești pregătit să faci lucrul acesta până la ultima răsuflare, pentru că și El la fel a făcut cu noi. Oficiile Mântuitorului. El este marele profet. El ne învață. El ne spune cum e Dumnezeu. El este marele preot. El stă în fața lui Dumnezeu și cere iertare pentru noi, mijlocește pentru noi. El este marele judecător. Dumnezeu a judecat în El păcatele noastre și El a plătit tichetul nostru pentru că am trecut pe roșu la intersecția vieții. El este marele împărat. El conduce viața mea. El, să nu te mai temi de oameni că-ți fac rău. Nu-ți fac decât atât cât îngăduie Dumnezeu. Să nu te mai temi de boli că vin. Când Dumnezeu le trimite, nu o să te poți ascunde. Dar dacă Dumnezeu nu vor să vină, poți să ai 10 canceri și orice altceva, că Dumnezeu te mai ține în viață atât cât vrea să te țină. El este marele apostol. El a fost trimis să vină la dumneata și în fiecare dimineață să spună: te iubesc. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm și să nu ne simțim obosiți când vorbim cu El. Ori de câte ori vine cineva la mine și îl simt că este obosit și vorbește cu mine și se uită în altă parte, îmi dau seama că n-are chef. Îmi dau seama că i s-a terminat curentul și stă de silă. Și atunci îi spun: știi ce? Nu mă simt bine acum, hai să mergem acasă. Și el în mintea lui spune: aleluia. Dar îl simt că nu mai poate. Și atunci vreau să-i fac un bine, pentru că nu mă simt bine, mă simt dezonorat și umilit de faptul că stă în timp ce nu vrea să stea, doar de silă.
Așa de mult mă feresc să nu mă vadă Dumnezeu că mă rog de silă. Ar fi așa de urât din partea mea. Ar fi așa o mare obrăznicie din partea mea. El n-a făcut nimic din silă pentru mine. Eu nu l-am obligat să vină, a venit că a vrut. Eu nu l-am obligat să moară pentru mine, a murit că a vrut. Tot ce a făcut pentru mine, a făcut doar pentru că a vrut, n-a avut nicio obligație, nu o să-i pot plăti niciodată binele care mi l-a făcut, decât să las o lacrimă să cadă și în lacrima aceasta să existe tot ce este în sufletul meu. Frați și surori, suntem la ziua lui de naștere și ne aducem aminte de ce a făcut pentru noi. Ne-a luat toată rușinea, s-a acoperit cu ea și când Dumnezeu l-a văzut cu rușinea noastră, pur și simplu l-a părăsit și a strigat de pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Din cauza ei și din cauza lui și din cauza mea. Aceasta este seara în care ne întâlnim cu El și vrem să ne apropiem de El cu delicatețe, cu respect, cu mare apreciere și admirație și fiecare să ne deschidem visteria sufletului și să-i dăm ce este acolo, focul nostru, pasiunea noastră, toată dragostea noastră, toată recunoștința noastră și toată mulțumirea noastră. Apoi vom pleca acasă și din nou vom sta cu familia și vom mânca și ne vom bucura. Nu vom mai avea intensitatea acestei sclipiri de bucurie sfântă ca aici. Fraților, de aceea vă spun mereu, neglijați orice acțiune umană în timp ce sunteți aici și concentrați-vă la cele sfinte. Haideți să ne unim scânteile din sufletele noastre și să ne rugăm lui Dumnezeu. Să-i mulțumim că a venit la noi. Am fi fost cei mai nenorociți dintre toți oamenii dacă Dumnezeu nu venea la noi. Rămâneam cu păcatele asupra noastră și ar fi trebuit să mergem în iad ca să plătim tichetul pentru păcatul care l-am făcut. Dar El ne-a iertat. Ești un om iertat pentru că te-ai pocăit, adică te-ai căit de păcate și pentru că crezi în mod puternic în Iisus Hristos. Pentru că El este Domnul inimii dumitale. El îți umple sufletul, îți umple casa. Duhul lui Dumnezeu îți umple ființa, ești un om fericit, ești copilul lui Dumnezeu. Cerul întreg se luptă pentru dumneata. Așa cum armata Americii se luptă pentru un american, așa se luptă îngerii, armata lui Dumnezeu, pentru un copil al lui Dumnezeu. Și diavolul stă departe, pentru că e frică de Dumnezeu. Dumnezeu i-a zdrobit capul, Dumnezeu l-a zdrobit la cruce, nu mai are nicio putere, nu mai are nicio autoritate, nu mai are niciun drept, pentru că Iisus ne-a luat rușinea, Iisus ne-a luat păcatul și suntem din nou în ziua Lui ca să-I spunem, îi mulțumim. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, dragii mei, să ne rugăm, scumpii mei, să-L proslăvim pe Domnul care ne iubește.